Seminarul Teologic Ortodox din municipiul Curtea de Argeș, în colaborare cu Colegiul Național Vlaicu Vodă, a organizat astăzi spectacolul Dor de Eminescu. Spectacolul a cuprins momente literar-artistice, o piesă de teatru, precum și momente muzicale inspirate din poeziile eminesciene. Evenimentul literar-artistic Dor de Eminescu s-a desfășurat în sala de festivități a Seminarului Teologic Ortodox din municipiul Curtea de Argeș. La spectacol a participat și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, precum și oameni de cultură, iubitori ai poeziei eminesciene. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să citească integral opera eminesciană pentru înțelegerea profundă a personalității marelui poet. Eminescu zice: răsai asupra mea lumină lină, în veci adoră pe Maica Domnului, întărește-mi credința, întărește-mi tinerețe, superb, ce dinamică spirituală, ce frumusețe, ce tânăr strașnic, așa serios, bineînțeles, răsai asupra mea lumină lină. Deci era în duh rugăciunea lui Eminescu și ce a scris el. Toate lucrările acestea, manifestările acestea, sunt unice dintotdeauna, pentru fiecare. Odată se fac. Odată se fac și azi, și mâine, și pămâine, cu diferiți oameni, cu diferite gânduri, cu diferite grade de emoție sfântă, mă rog, care însoțesc aceste acte de cultură și de dragoste și de omenie și de dinamism și de râvnă. Spectacolul a cuprins și momente literar-artistice în care au fost prezentate diferite aspecte legate de viața și opera marelui poet. Cu această ocazie, actorul argeșan Puiu Mărgescu, de la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, a fost invitat să recite câteva poezii din opera marelui poet. Când degerând atâtea dăți eu mă uitam prin geamuri și așteptam să te arăți la geam. Participanții s-au bucurat și de momente muzicale inspirate din poeziile eminesciene, precum și de piesa de teatru care a fost pusă în scenă de elevii celor două școli. Ochii serecei din tâi, eu n-o voi mai privi om, de aceea în urma mea rămâi, adio, adio. Pe morții rugăciunea de seară, micule, puțin în fiecare am fost și eu întreg. Consider că o cale pentru a te apropia de un scriitor, de un poet, este să-i cunoști foarte bine opera. Nu știu cât am reușit să realizăm în acest spectacol. Desigur că, până la urmă, meritoriu este efortul acestor copii realmente îndrăgostiți de Eminescu, care au înfruntat vremea urâtă de afară, frigul din stații și, într-un interval de timp extrem de scurt, am pus la punct ceea ce noi numim acest spectacol. Acest spectacol, organizat în Curtea de Argeș, a deschis șirul de evenimente ce vor fi organizate pentru comemorarea poetului național în Eparhia Argeșului și Mușcelului în această săptămână.